Superliga vă este prezentată de Superbet. Nu este foarte multă lume, meciul important aici la Craiova între Universitatea și Hermannstadt, două echipe care nu se simt deloc bine. S-a gândit la un moment dat Rotaru să-l schimbe pe Gâlcă. Clauza de 500.000 de euro l-a menținut pe Costel Gâlcă în funcție și apoi a făcut un rezultat destul de bun contra FCSB-ului, 1-1. În timp ce de partea cealaltă Sibiul are 5 înfrângeri consecutive. Hermannstadt chiar are nevoie de goluri. Gândești ultima. Uite, vine o centrare bună, uite, e gol. Golul. Uite că vine golul. Ei, și acum Chizu. O să fie greu de tot. Greu de tot. Apărarea aici nu, practic nu ai cum să-l scapi din marcaj pe Chizu, care nu este nici foarte puternic, nici deosebit de rapid. Nu știu, dar cred că Maldonado a fost lângă el, dar a fost nicio fază de asta purtată într-o super viteză. Hai să vedem, să nu-i fost offside, să nu-i fost ceva. Al treilea gol pentru Chizu. Șocat Gâlcă. E prima acțiune când apar. Păi nu, da, știe ce urmează. Hai după să vedem. Da, ce se desenează. Ce bună reluare. Eu zic că e offside. De ce? Nu a fost offside, zici tu? Nu, nu. De ce? Cine îl scoate? Eu cred că e Maldonado, că el era, era chiar în spatele lui Maldonado în momentul pasei. Nu, e Screciu ăla care stă lângă el. Sunt Screciu? Eu zic că e offside. Nu, nu. Centrarea vine de la Thiago Gonçalves și mie mi s-a părut că s-a oprit în momentul în care fundașii s-au retras, dar e clar că se desenează, nu? E ce ne dăm cu părerea. E gol. E validat golul, bucuria lui Cuiabi. Da. Da, e destul de clar. Centrarea lui Bancu și Greoi, Colic pierde mingea. E ce e acolo? Ce e acolo? Nu spune că e penalt. Aceeași prostie. Stai prea greșit. Bagă la piciorul în fața ta, dai peste picior și e penalt. Colic cu ceva emoții pentru că a ghicit colțul Căbuz, dar este 1-1. Este nu o gură de oxigen, este un tub întreg acest penalti convertit. Ar fi alergat enorm, ar fi alergat Oltenii enorm după egalare în fața unui Sibiu care s-ar fi strâns și mai mult ca Ariciul în jurul propriului careu. Este 1-1, Colici marchează din nou împotriva lui Hermannstadt după 6 ani. Primul gol împotriva Sibiunilor era în 2018, abia ajunsese în România. Este al 6-lea penalti dictat împotriva Sibiului. Recordul în acest sezon, da. Oltenii din nou periculoși, din nou aduc mai mulți oameni. Acesta este Bancu. Bancu, centrarea acestuia și este... Ce a făcut Baiara Masări pe sub minge? Cine nu? Este Thiago Gonçalves, excelent de viață balonul. Oh. A, Mitriță este cel care bate, lovitura liberă și mingea se duce în gol. Cred că e chiar Paradela. Nu, Maldonado. Maldonado este, da, Maldonado. Minutul 50. Al doilea gol al lui Maldonado în acest sezon după cel împotriva Buzăului. Acesta este Iovan Markovic, care este accidentat. Joacă la Sibiu acum, da, mă rog, venit de la Craiova. Și-a egalat performanța din sezonul trecut, marcat de două ori anul trecut Daniel Maldonado, iată că înscrie din nou. N-a fost fault, spune Moldărășanu. Da, cine știe, posibil. Nu cred că a fost offside. Bună centrarea lui Mitriță, unde erau însă cei trei oameni înalți din defensiva lui Măldărășanu, numai ei știu. Extraordinar, centrarea lui Alex Mitriță, care mai dă un asist. 2-1 pentru Craiova, care continuă să aibă posesia, dar s-a întors la jocul său mai liniștit. Mitriță și este gol! Este gol! Bancu marchează, 3-1! Nu dăduse gol în 2024, în anul calendaristic 2024, Bancu.
Încă o dată faza, șutul din 16 metri și nici măcar n-a fost vreun șut foarte puternic, respinge în față, oricum era acolo și Bayram, dacă ar fi respins în laterală portarul Căbuz. Palaure pierde mingea în fața lui Mitriță, care are o viteză în plus evident. Mitriță la marginea careului, pasă și este... Oh. Ce a fost acolo? Uite aici, uite puțin la Găman. Deci Găman... Parcă i-a fost frică. Păi nu i-a fost frică, sigur, dar nu poți să te apere așa. L-ai adus pe Mitriță până în careul tău. Nu e ușor să găsești repede alți oameni. Nu înseamnă că ți-asumi. Da. Chițu rămâne la minge, centrarea lui Chițu. Balaure. Am bătut aproape, Thiago Gonçalves centrează în careu, nu e nimeni acolo, oh. Buș este, o eroare imensă, cred că Bayram, a pus piciorul astfel. Șansă bună aici, șansă uriașă pentru Buș. Cu un gol aveam un final altfel de meci. Lovitură de colț pe 6 metri și are și noroc Craiova. Găman urcase la finalizare. Superliga vă este prezentată de Superbet.